Bun găsit la meditația de seară despre încercați, dar sprijiniți. Vai, căci ziua aceea este mare, niciuna n-a fost ca ea, este o vreme de necaz pentru Iacov, dar Iacov va fi izbăvit din ea. Chiar și după ce sfinții vor fi sigilați cu sigilul viului Dumnezeu, aleșii săi vor avea de trecut prin încercări personale. Peste fiecare vor veni suferințe, dar cuptorul este vegheat cu atenție de un ochi care nu îngăduie să fie nimicit aurul curat. Pe fruntea credincioșilor se va afla semnul distinctiv și imposibil de șters al lui Dumnezeu. Dumnezeu va putea să spună că însuși numele Său este scris acolo. Domnul i-a pus deoparte. Destinația lor este deja stabilită. Dumnezeu, noul Ierusalim. Ei sunt proprietatea lui Dumnezeu.